Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să continuăm. Ce am mai descoperit? Oare scăderea nivelului de trai al populației poate fi semnalată prin numărul din ce în ce mai mare de produse alimentare uzuale care au dispozitive antifurt? Am văzut și eu prin magazine, da. Da. Adică nu mai vorbim, știi, de borcanele cu... Nici n-am văzut, de fapt. Pe undeva borcanel cu caviar sau... Dar am văzut conserve de pește, de la Deton, care sunt mai, mă rog, mai scumpuțe un pic. Da, mă, am văzut și asta. Da, am văzut borcan cu ton, bucăți de ton. Da, cât sunt de în sistem, da. Mă rog, 40 ceva de lei, cam așa. Și sunt, au sistem antifurt. Da. Asta mă gândesc, șuncă. Da. Dar acum am început să văd la șuncă, la Kaiser. La Kaiser și șuncă? Da, șuncă, da, astea, mezeluri, frate. Șuncă. Da, șuncă. A văzut cineva, a pus la unt, am văzut o poză cu unt. La supă, la plic, nu mai că s-a scumpit untul. S-a scumpit untul, da. Bă, vă rog, dacă te uiți, uite, sunt pe o aplicație care mi-arată și prețul pe kilogram. Deci dacă te uiți la cât costă, de fapt, pe kilogram alimentele, te iei cu mâinile de cap, serios. Cât e tunca? Am niște cremvârști. 117 lei kilogramul. Cremvârști sau cremvârști? Da. Cremvârști, vorba doamnei doctor. 117 lei kilogramul de... Da, un anumit tip de cremvârști. Da, dar cred că e ceva de import și nu... Nu este, sunt românești. Cârnați mini sticks, nu știu ce, 200 de lei kilogramul. Moș cu tare, cârnați de capră, da, 100 tu, tu iei la 100 de grame, teoretic. Da, deci dacă 50. Te uiți pe cât costă, de fapt, salam Milano, feliat, 224 de lei. Deci îl vezi că costă 17 lei, dar... Ce ajungi la concluzia că mușchiul de vită e chiar ieftin. Băi, sunt niște prețuri bune. Astea sunt procesate, adică s-a băgat energie multă în ele. O altă chestie, cotleta fumată mangalița, 200 de lei kilogramul. Sunt prețuri foarte mari. Dar asta cu... Mă gândesc, îți dai seama că din moment ce le-au pus sisteme antifurt... Se fură. Se fură. Da, se fură ca în codru. Nu mai știu unde văzutem o știre că în ultima perioadă se fură în mod special mâncare, nu se mai fură alte lucruri din zona asta și este un semn, da, adică spune cam multe despre noi. Ce te faci când ai o familie cu doi copii, adolescenți băieți, care încep să mănânce precum dogul german, cât am auzit, că se poate întâmpla? Și e greu. Ca să tată mi-e foame. E greu, da. Ce când faci, vine, Luca? Când vine Ștefan de la Polo, da, după un antrenament de două ore și vine și zice direct din ușă, zice, mi-e foame! Da. Eu de cap. Le gătesc de când erau mici, dar pe asta n-am văzut-o venind, știi? Adică... Și ți-ai geaca aia groasă? În sensul că îi dau o farfurie de mâncare de ceva și el zice... Ce atât? Mai... Da, atât? Și vezi că mai vrea o masă caldă și seara. Da, corect. La cină. Mănâncă de trei ori pe zi, a? Cam. Nu, și... că înainte mâncau de două ori. Da. Și ăștia, adică îi păcăleam cumva. Vezi, asta e un moment numai bun ca să faci economie, este apuși tu de slăbit, mănânci mai puțin. Ăștia sunt la vârsta la care pot mânca și felul 1 și felul 2. Bașca. Noi nu mai mâncăm. Aici am reușit să o reglez, doar că adică o porție mai mare din singurul fel și mergem mai departe, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.